Conform proiectului inițial, se dorea un schimb de imobile. Astfel, primăria ar da clădirea 2 liceului de artă pentru imobilul unde funcționa Gimnaziul Europa, care a fost mutat după ce clădirea a fost retrocedată parohiei romano-catolice. Proiectul însă a picat și s-a luat decizia ca autoritatea locală să poarte discuții cu parohia pentru a cumpăra clădirea gimnaziului, teren de care are nevoie pentru a lărgi drumul de acces pe strada Horia. Din păcate, nu s-a dorit schimbul, s-a dorit ca să se achite suma de 600.000 de euro bisericii. Nu văd de ce, nu mi se pare normal, dar dacă altfel nu putem să continuăm proiectele orașului, atunci vom porni demersurile să vedem în primul rând dacă biserica este de acord, pentru că nu poți să știi, poate să spună, domnule, noi n-am fost de acord, n-am discutat, deci nu intră în discuție acest lucru. După ce au votat acest proiect, au urmat lungi discuții despre prelungirea contractului de închiriere a clădirii vechi, în care învață copiii de la liceul de artă. Contractul încheiat cu parohia romano-catolică expira în luna septembrie, iar dacă nu s-ar fi prelungit, elevii nu ar fi avut unde să meargă din septembrie la școală. În 15 începe școala, în 14 expiră contractul. Dacă nu se vota acest contract, ar fi însemnat ca elevii, știu eu, profesorii și, în general, cei care merg la școală din data de 15 să nu mai aibă unde să meargă. Deci nu cred că putea să intre în discuție acest lucru. Conform noi hotărâri, contractul cu parohia va fi încheiat pe următorii 15 ani cu posibilitatea de prelungire. Municipalitatea se angajează să plătească anticipat chiria pe primele 6 luni.